Bună ziua! Astăzi am primit o provocare de la un prieten din Brazilia, Ionuț Mihai, să fac plăcintă. Auzi, mă, să fac eu plăcintă, nu? O să facem plăcintă de aia, ca și la noi în România. Pentru asta cam 900 grame de cartofi. Îi curățăm. Îi punem să fiarbă. Tăiem acolo așa să fiarbă acolo. Deci, Mihai, te-ai gândit tu că o să am eu sâmbăta mea e prea liniștită și ce ai zis, hai mă, stu-te-mă și fă niște plăcintă dacă te n-ai ce face. Așa e, Mihai. Vreau să spun că nu-s chiar începător la făcut de plăcintă, am mai făcut plăcintă. Bun, trecut am ceva perioadă de că n-am mai făcut. Dar, cred că știu să o mai fac. Bana. Tăiem așa așa mai mici, ca să fie alumarea căi. Nevastă mea asta nu mă râdi și tu așa, știi? Lasă că măcar am scăpat de o grijă, de-a făcut eu. Ai văzut, Mihai? Tu mi-ai dat bine să facă plăcintă și ai scutit-o pe aia să mai facă ea plăcintă. Asta era în plană, dar am făcut ce-am avut. Îi mulțumesc pe aceasta, Cali. Azi, Mihai, îți mulțumește. Zgomotele care se aude pe aici pe spate, așa, scam de pe la doamna, pe aici umblă pe la oale. Vedeți că fac prea mică, foarte încet fac. Da. Dar, vedeți, că umblă ca și cu aule. Că nu s-a dat deși. Vreau să zic că primul meu contact cu bucătăria, cred că l-am avut cam pe la vreo 14 ani. Când am început să fac cornulețe. M-am adunat toți prietenii acolo la mine și ne-am pus noi să facem cornuleță. Bun. Cartofii scurățați. Punem un pic de sare și apoi operațiunea aluatu. Pus cartofi la fiert. Mi se pare că este o mică problemă cu ochiul ăsta. Bun. Cartofi la fiert, acum pac.
o să merg să caut făină. Bun, acum o să pregătim aluatul. Avem nevoie de un bol, am pus niște apă caldă aici pentru drojdie, un cup de 50 grame de drojdie proaspătă, nu 50, 42 de grame. O să formăm aici în apa asta călduță. Vedem unde le-a și pe masă. Așa, un kg de făină, sare, apă, drojdie. La drojdie punem un pic de zahăr pudră. Că zice că dacă pui zahăr pudră în apa asta cu drojdie, crește mai repede, activează dospirea. O să pun o parte din făină aici. Nu știu, pe prin YouTube-ul de rețete, de plăcinte și de astea. Acum am fiecare... Deci, am pus apa cu asta. Așteptăm un pic așa să dizolve aici. Adăugăm aici apa cu drojdie. Și acum începe la galeră. Adăugăm niște făină. Și eu, în plus, la plăcinta asta adaug și niște iaurt. Adaug cam 2-3 3 și ceva de iaurt natural. Iaurtul ăsta Zeg.
Să spun un pic de sare. Masa asta cam scurții. Dau numai ce un pic de apă călduță. Hai, Mihai, ce mi-ai făcut tu mie? Cu plăcinta ta, cu tot. Bă, Mihai, acum trebuie să vii să mănânci plăcinta, dacă te-ai mai pus, mi-ai dat provocarea asta să fac plăcinta. Îmi pare rău, dar masa asta mea cam scârție. Să adăugăm un pic de ulei pentru asta. Frământăm și tot frământăm. Bun. Un pic bine. Acum am terminat de frământat aluatul. Acum o să mergem să-l punem undeva la cald și revenim după ce aluatul e dospit ca să preparăm compoziția și restul. Bun, cartofii s-or fiert. Acum e tot ce mai ciorea așa. Trebuie să fie reci când punem brânza.
Le-am terminat de făcut. Așteptăm să răcească și punem brânza. Bun, ne uităm la aluatul de plăcintă. O, vedem că o despit foarte frumos. Și ne pregătim să facem plăcintile, Mihai. Ce zici? Hai! Bun. Aluatul dospit, pregătim compoziția. Deci, cartofii care în prealabil sunt răcit. Avem 300 și ceva de grame de brânză. Bine, nu băgăm pe toată prea, să vedem cum... Brânza dusă din România. Să-mi iau chestia aia la pe care... Două ouă de casă, proaspăt, astăzi le-am adus la găini. Cer scuze pentru zgomot. Adaug un pic de brânză aici. Uităm bine asta aici să... peste tot brânză. Bun, mă, gata. Pac, misiunii compli. Pregătim din aluatul. Bun, aluatul dospit. O dospit foarte bine. E foarte, foarte mult. Deci, lăsăm foarte mult de lucru, Mihai. Bun, să iau un pic de ulei. Și apoi o să începem să facem
masă. Împlutura. Bun. Am fost și făcut primii de plăcinte. Bine, dar să mă zice că stăm cam XXL plăcintele astea, dar acum așa se ale. Bă, n-are importanță cât sunt de mari, contează că sunt gustoase. Bine știi. Bă, știu eu că sunt gustoase. Nu le-ai gustat încă. No, Mihai, ce zici? Hai la o plăcintă, uite cât e... Ce de bine arată, uite. Asta e exact ca România făcută. Cum între timp trebuie să și mă ocup de prăjit și de umplut. Asta avem o problemă, tot am acreditat. De ce stați cu ele așa? Așa sunt de cu aluatul. Nu a fost aluatul, a fost o brânză. Ești tare nervos cu el. Dacă eu îl pus să stai așa și să găurești, ia. Plăcintă, mă uite, plăcintă ca la mama acasă, la Gihor. Ce te-ai ales la luat? Păi nu știu, e în funcție de greutate. Top. Top de top. Hai să văd ce face și alea alții. Ce nu facă pe ea. Bun. Continuăm. Ce fă... Bă, ce te-ai văzut în joc, da? Am pe ceva aici care mă mai mult, da, mai mult mă încurcă. Ce-am făcut cu asta? Bagă de vin aici. De ce vreau să da, fim... Bă. Ce ai făcut? Tu crezi că asta să... Păi ia uitați-vă voi, oameni buni, arătă-mă de plăcinta asta, dar ce baie are plăcinta aceea, nu? Nu-i bună. Da, ia! Lasă-i... Seamănă plăcintă! Păi nu, aia e un gogoș în formă de plăcintă. E o plăcintă în formă de gogoș. Uite, și asta, ia, ce să zic, dacă a luat-o, este cam obosit. Dar nu-i obosit, e bună a luat-o. Da. Nu știi, bărbață, să lucre cu a luat? A, mulțumesc, mulțumesc. Dacă vă dau pensiile și de-asta, știți. Vă faci discriminare. Da. Altceva ce mai fac? Da. Cred că a doua oară și-a prinde aparatul de cafea să-și facă cafă. Păi da, vezi, am și uitat să mai fac cafea. Îți fac eu? Nu că îmi fac eu. Așa, mai avem încă... Data viitoare să încerc să fac o plăcintă de aia cu brânză înăuntru, în aluat, numai cu brânză. Hai să facem fiecare sâmbătă. Ați auzit, oameni, să facem fiecare sâmbătă plăcintă. No, Mihai, ce mai zici? Ce te
întrebați pe Mihai, pe Mihai, pe Mihai. Păi că el e vinovatul cu plăcinta lui. Dar el ți-a dat o de asta să faci, dar tu trebuie să accepti. Dacă ai abonanț, dacă nu, te lăși de meserie. Ați auzit, nu oameni buni. Ba, eu spun adevărul? Nu. Treaba cu YouTube-ul. Bun, am terminat și ultimele plăcinte de făcut. Trecem la tigaie aici. Vedem că se face top de top. Cam caldă plăcinta mea. Uitați cum arată. Deci, știți cum e? Fenomenală! Mușcătura care ai mușcat e pentru Mihai. Da, Mihai, am o muncă în 5 seta. O jumătate de plăcintă. Oameni buni, vă mulțumesc frumos că m-ați mai suportat și de data asta și că ați vizionat videoclipul nostru. Videoclipul acesta l-am făcut la provocarea lui Ionuț Mihai din Brazilia. M-a provocat să fac plăcintă și așa că am acceptat provocarea. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună și nu uitați un like, un share, eventual un comentariu pentru ceea ce ați văzut și dacă vă place ceea ce am făcut. Bun, vă doresc o zi bună. Pa! Acum îmi voi prepara o cafea și voi merge să editez video cu vlogul cu plăcintea.